cum poliția locală nu a reușit să ridice o mașină abandonată chiar pe o trecere de pietoni? O idee creativă a făcut ca drumul să fie marcat în jurul acesteia. Evident, într-un final, mașina în jurul căreia s-a trasat marcajul a dispărut, lăsând în urmă o zebră cam ciudată. Trebuie făcut ceva cu această curte constituțională. Prima dată a rezolvat ridicatul de mașini, apoi a rezolvat interceptările făcute de SRI. Oare ce urmează? Se întreabă un clujan vis-a-vis de faptul că judecătorii curții constituționale au decretat neconstituțională legea privind ridicarea mașinilor de pe domeniul public. Consilierul local a declarat faptul că urmează o modificare legislativă care să permită administrațiilor locale să ridice mașinile abandonate pentru prevenirea unor alte astfel de neplăceri, potrivit știrdecluj.ro. Primarul Emil Boc a declarat că i-a cerut premierului Dacian Cioloș să emită ordonanța de urgență prin care să fie stabilite normele de aplicare a legii ce reglementează ridicarea mașinilor. Astfel, Cioloș a asigurat că acest lucru va fi rezolvat cât de curând.